Mai țineți minte ce am zis săptămâna trecută când am făcut filmulețul despre Transformers 1-4? Dar o să intru cu mintea deschisă și să sper la o minune. N-a ajutat. E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. Transformers 5 este regizat tot de Michael Bay și pentru cine nu a văzut recenzia trecută, nu prea sunt mare fan al seriei din aceleași motive pentru care m-a scos din sărite și 5-ul. Înainte să încep să fac un rant, adică să enumăr cu supărare toate părțile proaste, hai să încep cu cele bune. Efectele sunt incredibile, îmbinarea CGI-ului cu cele practice este insesizabilă, la fel și cele sonore, imagine de calitate superioară și parcă e un pic mai bun decât predecesorul. Nu. Atât, am terminat. Încă o chestie. Pentru cine nu dă niciun fel de importanță scenariului, dialogului, personajelor, poveștii, editării, etc. și vrea doar să se uite la explozii non-stop ca la un documentar pe acest subiect, atunci probabil că o să vă placă acest film. Nu o să-l țineți minte, dar o să vă distrați. Și mie în adolescență mi-au plăcut primele. Probabil contează mintea și experiența de până la acel moment și probabil de aceea acum în prezent, pentru mine, Transformers 5 este unul din cele mai haotice, lungite și proaste filme ale anului. Începe promițător la fel ca celelalte și nu știe exact în ce direcție merge și are potențial pe care, mă scuzați, dar se cacă de la etajul 15 cu glume penibile în cele mai proaste momente, de parcă își bate joc de propria realizare, construiește un moment, o scenă bine și nu poate să se abțină să nu bage el o replică cu care strică toată atmosfera, ca să nu mai zic că nu e amuzantă. Oh, I'm English and I'm too cool for feelings. What, I'm now I've come here to be insulted by some overeducated Ivy Tower princess? Go. Deci dialogul este groaznic, bifat, personajele multe sunt enervante, inclusiv câteodată Anthony Hopkins se contrazice cu propria construcție a personajelor respective. La început Anthony Hopkins este genul de gentleman, om cult, inteligent, etc. și peste jumătate de oră e un fel de Joker nebun. Bumblebee, we only met when I was a little boy in short pants, I must have been that tall, maybe taller, or maybe shorter, I can't remember, but... La fel și cu alte personaje, își schimbă personalitatea la un moment dat în film și devin demenți, gen Joker, cu glume proaste în momente care puteau deveni foarte mișto și dramatice. You begin to wonder, has my life been wasted? Well, I don't know what you're smoking in that pipe, man, but what's going on here? Ca și cum vrea să-și bată joc, ba chiar face și pauze pentru a avea timp sala să râdă, dar cel puțin la mine a fost super liniște, penibil, se mai trezeau niște copii din când în când. Ha! Acțiunea este un haos total, cel mai rău fiind spre final, când ca de obicei este o luptă epică de care depinde soarta pământului, care nu este deloc satisfăcătoare. Momentele care ar fi trebuit să fie epice și bum să te lovească, se termină imediat, se trece peste ele atât de repede că ești gen, gata, ăsta a fost momentul pe care îl așteptăm de 2 ore. Ok, trecem la următorul. Gata, au rezolvat și aia se pare. Și încă un twist. And it's gone. Yay, și haosul continuă. Este cu o oră mai lung decât bunul simț, cum am zis câteodată cu personaje inutile care puteau fi scoase de tot și nu ar fi fost nicio diferență. Războiul de final a părut că a durat la infinit, tras de timp și de păr, la fel ca și tot filmul de până atunci de altfel, atât de mult că îmi dădeam ochii peste cap din 5 în 5 minute. Dacă mai auzeam o singură dată, I am Optimus Prime, mă ridicam și plecam. Noroc a fost spre sfârșit și chiar și așa nu exagerez, a zis-o de vreo 5 ori, m-a bufnit râsul la un moment dat și era un cuplu de vreo 30 de ani lângă mine care probabil m-au și auzit oftând de câteva ori până atunci și au început și ei să râdă. A fost chiar tare. Iar ultima dată când a zis-o, bineînțeles în timpul discursului obligatoriu și penibil de la sfârșit, mi-am scos ochelarii 3D și așteptam să se termine pentru că deja nu mai era amuzant. Jur că am vrut să mă ridic și să plec și eu nu fac niciodată asta. Bineînțeles, sfârșitul abrupt, ca de obicei, haos, 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 explozii, carnagiu, demență. I am Optimus Prime. O să fie și partea a șasea. What the fuck?
Deci filmul parcă este o imensă schemă de marketing și atât, o fetiță de 14 ani drăguță cât să atragă generația respectivă, mă rog, plus mașinile, exploziile și roboții uriași cu arme, tipa generică sexy pentru bărbați, eroul musculos pentru femei, umorul pentru copii mici, I guess, Anthony Hopkins pentru generațiile mai mari, care oricum nu e de ajuns, dar bravo lui, acum poate să-i cumpere familiei o insulă pentru o săptămână de filmare. M-am săturat să văd același lucru de 10 ani încoace în filmele astea. M-am scos din minți. Nu are o bază emoțională. Încearcă în unele momente să le dea un pic de umanitate personajelor, care e total irosită și inutilă, pentru că urmează o oră de furtună cu căcat. Foarte bine au zis-o niște reviewere americani. Citez: 2.5 hours of Michael Bay jerking off on screen. A clusterfuck of epic nothingness. Ultima parte a mea. Cine n-a înțeles, Google it. Are 5,3 pe IMDb deocamdată, iar pentru mine a fost un pic mai bun decât ultimul, dar m-a enervat la fel de mult, cel puțin ultima oră, așa că nota mea este 5. Ca de obicei, I am Vlad Pondulescu. Subscribe, vizionare plăcută. Pupa! I am Optimus Prime. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style.